Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ne-ați adus? Dani, ca să păstrăm un pic registrul de dinainte și pentru că urmează o perioadă plină de simboluri și semnificații și tradiție, că așteptăm dragobetele, eu m-am gândit să aducem din nou în atenție Ia, Ia autentică românească. Eu iubesc foarte tare Ia și sper să inspire cât mai mulți tineri, cât mai mulți români până la urmă. Și Anda este alături de noi astăzi pentru că ea realizează Ia autentice din zona Breaza. Ii cum se făcea odată pe vremea bunicii, pentru că a păstrat toate acele tradiții de pe vremea bunicii. Eu vin dintr-o zonă a Banatului în care, cel puțin în partea sârbo-croată, nu se concepe ca la nuntă să nu stai o parte din nuntă și îmbrăcat în costum popular. Adică, practic, e ca și cum mai bine nu faci nunta, că nu vine nimeni. Și în felul ăsta se păstrează toate lucrurile intacte, se dau din... mamă în fică mai cu seamă și rezistă. Hai să vedem ce ne-ați adus, să comentăm la subiect, dacă îmi permiți, Anda. Să intre, Firică, să intre modelele. Iată-mă. Ce avem noi aici? O interpretare actuală, aș putea spune. Sigur, toate sunt interpretări actuale, pentru că ea nu se demodează niciodată și ea poate fi integrată foarte ușor în ținute actuale. Și de asemenea, la urmă, vom prezenta și o ținută de mireasă, pentru că în ultima perioadă, așa cum ai spus și tu, tot mai multe nunți se fac în spiritul tradiției. Okay. Dar am adus ținute care le-am asortat astfel încât să fie, să se integreze în fiecare ținută, pentru fiecare stil în parte, un anumit tip de ie. Foarte tare. Asta merge chiar și la club, dacă mă întreb pe mine. Ținuta sigur, asta. Uite, am dus-o într-o zonă mai boho, cum îi spunem noi, boho chic, am pus franjuri, putem să o accesorizăm aici și cu niște cizme, cu niște ciocate, cu bijuterii de inspirație etno. Deci putem să transformăm o ie și să o ducem în foarte multe zone până la urmă. Bun, mergem mai departe. Și legat de tradiție, de dragobete, sunt foarte, foarte multe superstiții, dar și foarte multe legături cu ia în această perioadă. Bineînțeles, am încercat să aduc și o așa zisă ie descântată, pentru că de dragobete se poartă și în continuare ii cu mult roșu, roșu și negru sau roșu, pentru că fetele sunt de oache atunci când primesc flori de la băieți. Am văzut că ai trecut de la pătratele, formele alea geometrice. Aproape geometrice, la flori. Bănuiesc că toate sunt... designate de mult. Da, designul este vechi, nu am schimbat modelele absolut deloc, le-am păstrat așa cum le-am moștenit de la străbunele noastre, din zona noastră. Nici nu am intrat în alte zone, am rămas pe local, pe Breaza, astfel încât prefer să fac modelele de Breaza perfect. Și să rămânem acolo. Aici avem ceva foarte fin. Da, este un model dovlecelu, se numește. Okay. Dovlecelul. Pentru că femeile din vechi, din trecut, se inspirau din ceea ce vedeau în jurul lor și puneau. Se întâmplă ceva cu microfonul tău, să te rog să-l scoți, că se freacă de ia ta. Am înțeles. Să-l scoți mai la vedere, îmi cer scuze, Sorin, pentru că ai poziția asta. Ce avem aici? Ulala! Aici avem o vestă, brodată manual cu mărgele. Este o creație proprie, care am asortat-o foarte frumos la o ie veche. Ea este nouă, modelul este vechi. Unde ne-am putea îmbrăca așa, Elida? Îmi pare și sofisticat, dar și destul de confortabil, nu e ca o roche din aia strâmtă. Să știi că eu aș lua și piesele separat, deci aș lua practic vesta și aș pune pe o ținută unică ca să iasă mult mai bine în evidență această broderie mărgelită, cum se spune la anumite zone ale țării, dar aș purta-o și ca atare, pentru că practic ies în evidență aceste accente florale, colorate, și e ușor de purtat, poate fi în zona de eveniment mai mult, adică totuși e un pic prețioasă prin aceste aplicații. Bun, unde ar putea merge Ramona, așa, vreau să știu, la un date, poate, de dragobete, să o scoată la dans?
Uite și o ședință foto, pentru că Anda a folosit aceste ținute într-un shooting foarte frumos, cu lan de grâu și arată spectaculos totul. Avem aici și câteva imagini care exemplifică. Am văzut că domnișoara e numai cu picioarele goale, săraca. Cine știe, au fi ținut-o. N-au avut, domne, de unde să iei, că n-au avut ce să-i pună în picioare. Culoarea roz nu este întâlnită în portul nostru popular, însă Anda a adaptat acest model și a folosit aceste tonuri de roze pentru aceste motive pe care le-ai Da, am asortat roz cu gri. Mi se pare o combinație foarte frumoasă și a prins atât de bine această bluză, că deja e stilizată, da, încât am decis să o fac în mod curent. Tare. Să știi că la Breaza sunt în derulare și proiecte vis-a-vis de IA de Breaza, pentru că urmează să pună practic bazele unui muzeu acolo pentru a ilustra tot ce înseamnă tradiție din acea zonă și IA de Breaza până la urmă va fi în centru. Într-adevăr, avem un proiect împreună cu administrația locală, pentru că în Breaza nu mai este un muzeu. Am decis că a venit momentul ca aceste opere de artă pe care noi le-am moștenit să fie puse în valoare într-un spațiu adecvat. Deci construiți voi propriul muzeu? Noi împreună cu administrația locală, bineînțeles, și sâmbătă vom avea o primă discuție cu experți care ne vor ajuta să punem în practică acest proiect. Un lucru foarte frumos. Am sesizat în imaginile trecute că e cald la Breaza în perioada asta și, bă, când te duci la câmp, mistrețe, doar nu să-ți iei pe tine pe dedesubt toate cele. Că e... Te știi mai... unde te duci cu ideea? Nu, Doamne, deci ferește! Că nu sunt, nu, deci, eu, transparența nu este extrem de fină și extrem de discretă și senzuală, da? Deci nu ne ducem în zona vulgară cu această transparență. Da, sărim următorul model, mistrețe, nu-mi da nicio cameră. Auzi că e fină transparența. După cum? Da. Să fie la ea acasă. Lasă că o să sărim următorul. Deci, mai chiar rochia de mireasă? Aoleu! O vede mama așa! Face că mama iese herpes repede. Nu, nu. Doamne ferește! Cadre largi, mistrețe! Largi! Uite, largi! O reinterpretare a ținutei, a rochiei de mireasă. Avem aici o ie. Da. Practic, o ie reinterpretată. Da, văd că e reinterpretat. Bunica n-a avut chiar așa. Da, nu știu dacă încurc sudor sau sânge din nas, dar mama a purtat, când s-a măritat cu tata, cu 400 de ani, a purtat ținută, aproape creponate erau ținutele, pentru că se apretau excesiv, da, nu știu de ce, dar se ținea foarte tare la treaba asta, să stea băț. Dar nu era așa, la mama nu era așa, era, da. Motive, foarte multe motive și fiecare însemn de pe ei are, Dani, o anumită semnificație. Astfel că sunt purtate ei pentru ceremonie, cum ai văzut înainte, sau ei pentru lucru, sau, știi, sunt mai multe zone împărțite și chiar poate da o direcție către statutul social al femeii. Evident, care poartă această ei. Evident, ca în zilele noastre, nu toată lumea poartă același tip de sacou. De la uniformă până la un sacou tip Gigi Becali, e clar că împărțirea pe clase se vede în primul rând din haine și apoi din accesorii. În încheiere, dacă vreți să spunem ceva, m-a zăpăcit la valiera ta, Anda, dar nu-mi permit să ating ea. Colegii mei n-au știut că ea este atât de versatilă și că se mai poate încreți. Da, cadre largi, cadre largi, că se uită mama, mistrețe. Lasă-mă că și așa. Mai largi! Mai largi! Anda, te ascult, îmi cer scuze. Nu mai știu unde să mă uit, la lavaliera ta, la lavaliera mea, la lavalier... La... Ia uite, au înmugurit salcâmii. Deci, practic, acesta este, Dani, tabloul final, da, cu iile pe care noi le-am integrat în diverse ținute. Le-am și accesorizat cu paftale, cu diverse accesorii metalice, dar ele pot ajunge în mai multe zone, chiar și elegant, chiar și casual, chiar și de birou, dacă dress code-ul nu este foarte restrictiv. Și deci putem purta ia oricând, fără să avem nevoie de o sărbătoare pentru a purta această ie. Paftale, ziceai. Paftale. Ia cadru pe mine. Acum, dacă sunteți cu soțul, iubitul, logodnicul lângă voi, puneți o întrebare. Câte din ținute au paftale? Simplu.
Nu! Stai să explicăm ce înseamnă paftale. Nu contează că s-au dat niște palme acum, draga mea, că niciunul nu știe la tre... Câte au paftale? Paftalele sunt aceste centuri, da, care sunt din metal. Uh-huh. Practic, înainte se numeau chiar și cingători. Pafta este un termen masculină, care... parcă. Pafta este un termen care vine din persană, dar a fost folosit de turci. Aha. Și practic a fost preluat și de costumul nostru național. Regina Maria a portat foarte mult aceste paftale când îmbrăca destul de des costumul național. Eli, dai și prea multă școală, vezi că strică, nu trebuia să studiezi asta. Glumesc. Anda, mulțumim, e o bucurie să vedem piesele pe care le aduci tot timpul. Și succes cu muzeul, poate la anul... Vizitați muzeul. Venim în vizită să vedem ce s-a strâns, ce ai donat. Poate oameni din comunitate vor dona piese și asta mi se pare cel mai tare și cel mai valoros. Siguranță, vor trebui să avem expert să le valorizeze, să le conservăm. O să fie. Să lăsăm, cum se zice, ceva în urma noastră, dragă. Exact. Anda. Mulțumim, mulțumim regia, mulțumim lumina, mulțumim sunetul, nu mulțumim. Alex, să te duci în spate, să-ți iei paftalele de rigoare, că am câteva cadouri pentru tine. Pauză, ce să mai? Pauză, pauză, pauză.